Fiți binecuvântați! Mă bucur să fiu eu din nou cu dumneavoastră în această dimineață frumoasă și binecuvântată de Domnul Isus. Am venit la părtășie să ne vedem unii cu alții și să ne întâlnim și cu Domnul Isus. Și până acum ne-a vorbit, până acum ne-a cercetat inimile, eu cel puțin l-am simțit acolo, spre că și dumneavoastră, și această dimineață, să știți că nu m-am înțeles deloc cu fratele Costel, vreau să vorbesc despre a schimba paradigma. Să schimb paradigma. Să schimb perspectiva. Și aș vrea această dimineață să deschideți cuvântul Dumnezeu din Cartea Neemia, capitolul 4. Neemia, capitolul 4. Începem citirea cu vesetul întâi. Când a auzit s-a că zidim iară s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut juc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei. La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor fi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate, sumormane de praf și arse de foc? Tobia, monitul, era lângă el și a zis, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem bajocoriți fă să cadă o lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta căci au necăjit pe cei ce zidesc am zidit zidul care a fost izbrăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui popor lucra cu inimă dar s-a îmbalat tobia, arabii, amoniții și azdodiții S-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-au rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apără împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vremașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile pe unde veneau la ei, la noi. Amin. În această dimineață, dragii mei, este nevoie de o schimbare a paradigmei, a perspectivei. Pentru că, deci foarte multe ori, stând în același loc și zona noastră de confort începe să o lărgim, ne pierdem din perspectivă. Atât de mulți oameni ne-au întrebat, de ce te-ai mutat la Oradea? Adică nu stăteai bine acolo unde ai nu erai bine, nu aveai condiții, nu, de ce trebuie să-i lua radia? Nu-i prima oară când ne mutăm. Ne-am mutat de vreo 4-5 ori. Dar de fiecare dată vrem să plecăm din zona noastră de confort. Pentru că acolo unde ai în zona de confort și unde stai, să știi că nu o să poți să crești doar cât îți permite zona. În zona de confort niciodată nu crește nimic. De aceea, cuvântul Domnului vorbește despre a deseleni un ogor nou. Tot timpul trebuie să schimbi perspectiva, să schimbi paradigma. Paradigma e formată din foarte multe fâșii. Paradigma aceasta o numesc o paradigma a descurajării. Și această dimineață vrem să vedem. Oare ce determină descurajarea? Oare ce îngroașă această ramă a paradigmei mele? Oare de ce toată perspectiva mea este privită doar prin această descurajare? Dragii mei, sunt niște lucruri simple, sunt doar patru. Le puteți ține minte foarte ușor, pentru că le veți vedea și le întâlniți în fiecare zi în viața dumneavoastră primul factor care începe să-ți această paradigmă este oboseala. Și vorbim despre această oboseală fizică. Cuvântul Domnului spune în 10, puterile celor ce duc poverile slăbesc. Cu alte cuvinte au început să ajungă la epuizare. Și, dragii mei, în momentul în care ai ajuns epuizare, se întâmplă ceva. Emoțiile noastre se atenuează. Emoțiile noastre se atenuează. Epuizarea provoacă daune emoționale. Epuizarea afectează motivația și dorința. Epuizarea Declanșează neputința și lipsa de speranță. Și asta e felul în care oamenii de acolo s-au simțit. Și, de fapt, mulți, astăzi, trec prin această stare. Și foarte mulți dintre cei care se simt așa uh, obosiți își pun o presiune pe umerii lor și mai mare și spun, zice, poate va trebui să mă rededic Domnului, poate va fi nevoie de mai mult post, poate că va fi nevoie de mai multă rugăciune. Lucru cel mai spiritual atunci când ești obosit și epuizat și care este? Să te duci să te odihnești. Gândiți-vă la porocul Ilie. A fost obosit, a fost epuizat din toate punctele de vedere. Noi credem că o predică bună i-ar fi prins bine lui Ilie. O muștruială bună i-ar fi prins bine lui Ilie. Dar Dumnezeu a văzut lucrul acesta, că nu are cum să-i facă bine lui Ilie lucrul acesta. Și ce i-a oferit? Odihnește-te și mâncare. Adică perspectiva lui Dumnezeu a fost următoarea. Ești tu ce-ți lipsește ție, tu nu știi ce-ți lipsește ție. Dragii mei, de multe ori cădem de oboseală, de foarte multe ori din păcate, pentru că vrem să agonisim, pentru că vrem să avem mai mult decât alții. Și mofturile noastre aliargă înaintea noastră și obosim. În limba română avem acea expresie că uh, aleargă câinii cu colaci în coadă. Și și pe Venoceoșescu și imediat după 90, Uh, știam că prin Germania, America, Canada, oh, pe acolo alergă câinii cu colaci în coadă. Și am avut un prieten care a fost în Canada și o zis, orațu, știi, vorba e noastră cu câinii cu colaci în coadă. Zis, da, peste tot în Canada alerg, uh, sunt câini ăștia, dar trebuie să alergi după ei de scos sufletul. Noi credem lucrul acestea că alergând să putea să ne simțim mai bine. Este o minciună a celui rău, dragii mei. Pentru că partea emoțională nu ți o dă ceva material. Nici de cum. Poate o fericire pe moment, dar nu o satisfacție și o hrană a emoțiilor tale. Epuizarea, așa cum am zis, provoacă daune emoționale. Când, când ieși la suprafață, oboseala și descurajarea. Dragii mai vreau să vă priviți la versetul 6. Am zidit zidul care a fost isprăvit pe tutinde până la jumătate din înălțimea lui. Sunt obosit, dar nu am terminat proiectul la care trebuia, pe care trebuia să-l termin și mă uit că mai am, wow, cât mai am încă din el de făcut. Și pun o presiune mai mare pe mine că nu privez la ceea ce am făcut, ci privez la cât mai am. Privez la partea goală a paharului, nu la partea plină a paharului. Și de aceea mulți dintre noi devenim și mai obosiți și mai epuizați emoțional pentru că nu acceptăm că ceea ce avem este suficient. Și nu suntem mulțumitori cu ceea ce avem astăzi. Și de fiecare dată avem această nemulțumire în viața noastră și ne obosim și mai mult și mai mult pentru că am fi putut să sau ar fi trebuit să ajung altundeva. Și ușor, ușor începe să creioneze o paradigma descurajării. Începând de la un lucru foarte simplu și banal. O dihnă care a trebuit să dea la o parte acest val al descurajării, ne foarte târziu, ne trezim foarte devreme și credem că organismul nostru poate să ducă. Noi suntem format din trup, suflet și duh. Dacă partea asta fiziologică se resimte, să știți că se resimt și celelalte două nu sunt trei entități diferite cu energii diferite. Toate acestea sunt interconectate. Trup, suflet și duh. Și atunci când emoțiile mele nu mai simt, încep să faci greșeli. Când emoțiile se diminuează, încep să fac greșeli. A înseamnă că încep să nu mă mai intereseze de tine înseamnă că încep să te jignesc foarte ușor te voi lovi foarte ușor și bineînțeles că la un moment dat o să dau vina a știi am fost obosit, nu e o scuză ești obosit? du-te și culcă. Du te culcă du-te odihnește-te a știi uh, muncesc foarte mult și n-am timp de odihnă este o alegere este o alegere nu căuta scuze este o alegere. Du-te și te odihnește. A fel putea să spună și porocul Ilie. Și el s-a și justificat de altfel înaintea lui Dumnezeu. A primit Dumnezeu justificarea lui? Nici de cum. Nici de cum. Și o zile tu, tu trebuie să te odihnești. În momentul în care se instalează rutina, noi oamenii funcționăm cu rutină. Noi oamenii funcționăm în tipare. Dragii mei, tiparele acestea, noi le croienăm. Cruienă, le noi le dăm formă la aceste tipare. Noi inventăm aceste tipare. Și de fiecare dată când vrei să ieși de acolo, din oboseală, de fiecare dată când vrei să ieși din descurajare, tu trebuie să îți rescrii tiparul. Trebuie să ți rescrii tiparul. Aia înseamnă că trebuie să iei o decizie în viața ta. Și trebuie să alegi altceva. Și ce să alegi? Să ieși din zona de confort. Păi dacă vrei să ieși din zona ta de confort, trebuie să o faci atunci când ai mintea limpedă, când ai inima clară să vezi lucrurile. Dar dacă această paradigma ta este conturată doar de descurajare, de oboseală, vezi lucrurile foarte pe jumătate, îți va fi greu să ieși de acolo. De aceea înainte să iei orice decizie în viața ta, nu la o decizie când ești epuizat sau când ești obosit. O, oh, începând de asta va trebui să nu la de decizii. Ai nevoie de o dihnă fiziologică să încep să iei decizii în viață. Cuvântul Domnului sună el, mă paște în pășun vers și mă duce la apă de odihnă, îmi înviorează sufletul. Epuizarea este una dintre principalele cauze ale descurajării și adesea apare la mijlocul drumului. Câți dintre noi nu am început un anumit proiect? Poate că ne-au luat anumite angajamente și undeva pe la jumătatea drumului, pentru că am avut așteptări poate că irealiste, am renunțat. Câți dintre noi am zis o începând de luni, că toată lumea începe lunia, începând de luni, nu o să mai mănânc cu tare lucru? Începând de luni, nu o să mai mă duc la fast food. Începând de luni, oh, sigur, o să mă duc să mai fac un pic de mișcare. De când începi? De luni următoare, bineînțeles. S-a început odată, de două ori, și tu crezi că după ce ai mâncat nesănătos luni de zile, totul se schimbă. În trei vizite sau în trei mișcări pe care le faci, nici de cum. Totul ia timp. Totul ia timp. Așadar, nu lua decizii atunci când ești obosit și când emoțiile tale sunt la un nivel foarte, foarte jos. Un al doilea factor care determină descurajarea este frustrarea. De fiecare dată când trebuie să mă pun să fac curat în garaj, frustrat de faptul că mașina mea tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult stă în stradă, când mă gândesc că trebuie să mă apuc să fac acolo ordine și știu ce de lucruri sunt acolo, mai bine închid și zic, las cu pe altă dată. Dar eu sunt frustrat. Pentru că mașina mea stă afară și n-am luat să o bag în garaj. Și lucrurile care sunt în garaj, jumătate din ele n-am nevoie. Iudeii care construiau temp, care construiau acel zid, cuvântul Domnului sune că erau dărâmături peste tot. Era lemn negru de la foc, era peste tot. Și ei în acest context trebuiau să-și zidească zidul. Imaginea cu dărâmăturile, cu poarta uh, dată foc, cu mormane de demolos pe acolo, aduceau frustrare în viața lor. Și au fost descurajați. Iată că s-au uitat la dărâmături. Și au pierdut din vedere scopul. De foarte multe ori tindem să ne uităm la dărâmături, să ne uităm la fel și fel de gunoaie la moloz și uităm scopul. Până să mă apuc să fac ordine acolo în garaj, stau să mă gândesc oare chiar merită? Acum po poate că nu plouă foarte tare. Acum poate nu să fie foarte cal să strice vosea la mașină. Uh, poate că nu o să plouă cu grindină. Poate nu o să... Și tot găsim fel și fel de lucruri, doar doar să nu mă ocup de ceea ce trebuie să se întâmple. Și la fel în viața noastră, dragii mei, sunt fel și fel de lucruri inutile pe care le avem. Și ne împiedică să ne dezvoltăm, ne împiedică să creștem. Și tot amânăm, și tot amânăm a curăța acel loc. Dragii mei, în această dimineață, Vă invit ca să vă schimbați această paradigmă și această perspectivă, începând prin a curăța locul. Când te-a pus să-ți faci o casă, lucru cel mai greu când învezi că începe să sape la fundație, molozi și dacă vine și o ploaie și noroi și uiți că acolo va fi casa visurilor tale, va fi căminul familiei tale, Parcă spui, dar nu mai trebuie așa ceva, Doamne. Construcția unei case te tensionează foarte mult relația dintre soț și soție. Din păcate, am văzut foarte multe familii divorțând, din cauza la ce? Pentru că vor să-și construiască o casă, un cămin. Și-au pierdut perspectiva, și-au pierdut scopul și s-au uitat la gunoaie, s-au uitat la moloz. Dragii mei, dacă Dumnezeu n-ar fi avut perspectiva unor oameni mântuiți, dacă Dumnezeu n-ar fi avut perspectiva unei rămășițe, nu l-ar fi trimis pe Fiul Său, Isus Hristos. Ca noi astăzi să fim aici. Pe Domnul Iisus nu l-a deranjat gunoiul, nu l-a deranjat mizeria, nu l-a deranjat păcatul greu care a păsat. Și o ce îl fac pe fiul meu, păcat pentru voi, ca voi să fiți eliberați. Perspectiva lui Dumnezeu pentru mine a fost cerul. Dar o zis, până să ajung eu acolo în cer, am lucruri de rezolvat în viața ta. Am lucruri pe care trebuie să le schimb în viața ta. Dar scopul final acesta este că atunci când va veni Hristos, tu vei fi ca El. Și vei ajunge la acel nivel doar când va veni El. Dar până atunci avem de lucru. Până atunci avem de lucru. Frustrarea vine de cele mai multe ori mai după oboseală. Pentru că oboseala începe și accentuează de fapt că nu ai nevoie neapărat. Nu chiar trebuie să ajungi acolo, nu chiar trebuie să faci lucrul ăsta. Și în momentul tău de liniște te prinde frustrarea să fii, bă, dar eu cred că trebuie să fiu acolo. Și începe vorba aia să vorbești tu cu tine. De cât e să întâmplă să vorbești tu cu tine? Să te auzi vorbind singur undeva prin casă pe acolo. Să vorbești tu cu tine când de fapt trebuia să vorbești cu altcineva. Când trebuia de fapt să restaurezi o relație, dar tu vorbești cu tine și îți faci scenarii în minte, în inimă, în cap despre. Oare cum a trebuit să decurgă discuția respectivă când pur și simplu trebuia să pui doar mâna pe telefon și să spui vreau să mă întâlnesc cu tine? Oare ce discuție îți faci tu în minte și în inimă când ei la serviciu, soția sau sosul sunt de acasă și. Când mă duc acasă, bă, tot să-i spun. Și când vii acasă, totuși nu spui. Și vă evitați reciproc? Vă evitați reciproc? Încercați niște chestii administrative? Oarecum încercați să treceți peste? Dacă nu peste aceea, elefantul e foarte mare acolo în casă. Și toată lumea va să le evite. Și pe de a doua zi, iar la servici, și e la fel de frustrat, reiei aceleași discuții pe care le-ai avut de fapt în mintea și în inima ta cu soțul sau cu soția ta, încă o zi pierdută, a treia zi, a patra zi pierdută, că n-ai vorbit, că n-ai discutat, că nu ai comunicat. Vorbeam zilele trecute cu o familie și spunea soția că o, m-am obișnuit să înghit. Am zis, unde e versetul ăsta? înghițiți-vă unii pe alții. În Biblie spune, îngăduiți-vă unii pe alții și iertați-vă. Dar în același timp este să vă și mărturisiți, să începeți să vorbiți despre ce se întâmplă în inima voastră. Și în pe măsură ce tu acumulezi, pentru că tot înghiți, tot înghiți, ce se întâmplă? Nu mai poți să iubești. Nu mai poți să te jerfești. A văzut ce spunea acolo în, în, în Eimia 4. Oare vor jerfii ei? Au venit să construiască, dar oare până unde vor merge cu jerfiri asta să construiască? Oare până când începem să tot înghițim unul de la celălalt? Este valabil în familie? Este valabil în biserica domnului de aici? Oare până când trebuie să tot evit discuția cu X? Să tot evit discuția cu Y? Oare cât tot va să ies primul de aici ca nu cumva să mă întâlnesc pe drum cu cutare? Pentru că chiar și în, în, mine începe ca să se încălzească ceva. Mă întreba cineva, cum știu când am iertat o persoană? Și am zis, dacă nu ai reușit să vorbești cu persoana respectivă, dacă tu crezi că împărtășia ta cu Domnul a iertat-o, în momentul în care o vezi, nu te mai încălzești. Și o înseamnă că n-am iertat. <laughs> Pentru că în momentul în care vezi o persoană pe, cu care nu ai comunicat și încă mai ai acolo în inima ta ceva cu privire la ea, începi să te încălzești, începi să te simți incomod, și începe așa cumva schimbări frumoase. Când mă uit unele grimase ce se întâmplă în cabinet, pentru că să, să ating acolo niște puncte, imediat îți dai seama, a iertat, nu a iertat, e de acord, nu e de acord. Pentru că obișnuim să depozităm lucruri inutile în inima noastră. Și în inima noastră are o anumită capacitate. Dar nu este dita mai cu de 200 de tone, gata, să tot acumulez, tot acumulez. Am văzut persoane care au acumulat ani și ani de zile, au acumulat frustrări și au avut suficient să vină să vorbească cu cineva și nu s-au mai oprit șapte ore, plângea ore întregi. Și am zis, de ce? De ce să acumulez? De ce să încep să stochez acolo în inima mea fel și fel de lucruri inutile? Și încep să ies, stau eu afară din viața mea pentru că inima mea e plină de gunoaie. E plină de lucruri care oricum nu mă ajută. Și aproape de fiecare dată când vrei să faci ceva curățenie, vă spuneam de garaj, jumătate din lucruri nu am nevoie și în ce-a fost în mintea mea atunci când am pus lucrul acolo? O, oh, dar spun ce-a fost în mintea N-am gândit cu inima, am gândit numai cu creierul. Pentru că aveam emoțiile așa jos și lasă-l că poate trebă. Și de la poate trăbă, au început să vină așa, o jumătate de metru, metru, doi metri s-au făcut la mine în garaj acolo. Și zicem la fel, a, a, nu pot să spun că poate să supără, a, poate că nu am supărut mie, și începem cu tot felul de afirmații de genul acesta, până când de fapt în inima noastră începe și să clădește, să clădește, să clădește și vedem că nimeni nu mai are loc acolo. Nimeni nu mai are loc acolo. Și să uita oamenii la zidul de jumate, ăia ne vorbesc de rău, ăia ne amenință, Nu avem cum să terminăm zidul. Este imposibil să duci relația asta la bun sfârșit. N-ai cum! Păi, nu ai cum pentru că te uiți la. în afară și nu te uiți la scop. Pentru ce ești în relația asta? De ce ai ales să te căsătorești? Nu vă vine să chedeți de câte ori am auzit expresia m-am căsătorit greșit. De nori am auzit și de la bărbați și de la femei. M-am căsătorit greșit. Nu a fost persoana ideală pentru mine. Nu a fost soțul ideal pentru mine. Cine a spus asta? Frustrarea de acum spune asta? Sau emoțiile pe care ai avut înainte să te căsătorești? Când ai avut dreptate? Și nu mai terminăm zidul nu mai terminăm proiectul, nu suntem gata să ducem relația la bun sfârșit, pentru că suntem obosiți și frustrați. De niște alegeri pe care noi le-am luat. Noi ne-am luat aceste alegeri, dragii mei. Nu dăm vina pe alții. Au fost alegerea mea. Ce ar fi ca din această dimineață să începem să facem un pic curățenie? Să dăm olozul la o parte? Să dăm lucrul la o parte care de fapt împiedică și ne împiedică să vedem? Ce ar fi ca să încep să investesc eu în relația aceea? Ce ar fi ca să încep eu să mă duc să spun am greșit, te rog frumos, iartă-mă. Lucru tot mai rar auzi din astea așa. Dar de acolo se începe. De acolo se începe. Dumnezeu l-a așezat, -a așezat pe Adam și pe Eva în gădina paradisului. Înainte de păcat, nu erau burieni. Nu existau burieni în gădină acolo. Și cu toate acestea, Dumnezeu a zis, aveți grijă de ea. Să fie în siguranță. Doamne, de cine să fie în siguranță? Că animalele de afară sigur nu o să vină să ne mănânce, pentru că încă nu a venit păcatul. Alea mănâncă iarbă, uh, uh, am ca pet ca animal de companie, un tigru. Deci nu, nu, De ce să păzesc? Ascultați-mă aici. Întotdeauna, sau de cele mai multe ori, atacul vine din interior, nu din exterior. De cele mai multe ori atacul vine din interior, din inima mea, din inima ei, nu din afară. Pentru că permitem lucrurilor de afară să afecteze inimile noastre. Și este suficient, calul troian este valabil și astăzi, dragii mei. Noi alegem să deschidem larg porțile și intră lucruri de care nu avem nevoie. Sunt lucruri inutile care ne împiedică să zidim, să construim. Un al treilea factor, după oboseală, după frustrare, urmează eșecul. Toată lumea se ferește de eșec. Și au spus și ei aici, în Neemia 4. Nu vom putea să zidim zidul. Suntem obosiți, suntem frustrați, toți ne amenință. Mă uit în jur, zidul e la jumătate, mormane de gunoaie, de resturi, de moloz. Nu mai e nimeni cu noi. Suntem singuri. Suntem doar câțiva, o mână de oameni și atât de mult sunt împotriva noastră. Neemia, ne pare rău, ai renunțat de la slujba aia superbă pe care ai avut acolo în Persia. Erai prieten cu, cu uh, uh, Mardoheu. Drag. Pare rău de tine că ai renunțat la toate alea să vii aici la asta. Nu avem cum să construim. Și imediat se instalează eșecul. Și la fel și în viața noastră, noi renunțăm foarte repede. Renunțăm foarte repede. În urmă cu vreo 10-12 ani, oamenii renunțau la căznicii cam după vreo 10, 12, 15 ani de, de căsnicie. Acum, după șase luni, deja vin, a, nu ne mai potrivi, nu, ceva în regulă. Nu mai merge. Și zis, bun, și nu nu a garantat nimeni mersul unei căsnicii din start. 100% după 25-30 de ani începe să scârție un pic. <gântări> nu a zis nimeni lucrul acesta. După trei luni, a, ceva mai trebuie să lucrăm acolo așa. Dar știi ce? N-are sens să mai lucrăm. Mai bine înlocuim. Și atunci declară faliment, eșec. Na, ne pare rău. Asta este. Fiecare merge pe drumul lui și e cel mai sănătos așa. Și am zis, ok. Tu o să-ți altă parteneră, ea o să-ți alt, alt partener. Credeți că va merge? O, oh, sigur. De ce? Pentru că acum am învățat și uh, avut experiență, experiență de șase luni vorbim, da, bun, experiență foarte bogată, în care o să alegeți foarte, foarte bine acum. Da, am amândoi veți alege exact prin aceeași paradigmă pe care ați ales acum șase luni. Pentru că problema e inima. Ce ați adunat acolo? Acolo este problema. Peste șase luni, un an de zile, eșecul va reveni. Eșecul va reveni. Pentru că dacă tu nu îți schimbi paradigma cu privire la viața ta, cu privire la celălalt, cu privire la Dumnezeu, n-ai cum să ai succes. Nu ai cum să ai succes. Succes fără Dumnezeu nu există. Pentru că doar prin felul în care Dumnezeu cataloguează succesul, nu cataloguează lumea. Acel succes este valabil, dragii mei. Cum faci față eșecului? Unii, și chiar mi-am scris aici că unii așa fac încât dau o petrecere a înfrânților. Și pe unii mai numesc un club de lins răni. Și unii stau acolo 2, 3, 4 și atât de bine să simt în grupul ăștia în care își ling rănile reciproc. Și zic, bun, ok, cât timp stai acolo? Cât timp ai petrecerea asta? Cât timp îți plângi, îți plângi de milă? Cât timp ești victimă? Hai, continuă. Cât timp? Până unde? La, la Dumnezeu, o săptămână e suficient. L-a văzut pe David, ai bocit destul, hai, ridică-te, gata, destul. Hai că avem treabă. Schimbă suspectiv. Um, nu prea amezi relația cu soțul, cu soția asta, așa? Hmm. Ce să facem? De înlocuit? nu se poate. Căsătoria, căsnicia, este un drum cu sens unic. Și atunci, dacă nu se poate să mă întorc, mai am o variantă, numai înainte. Pentru că perspectiva lui Dumnezeu prin valea umbrei morții este ca să treci prin ea. Nu să o privești de la distanță. Cum vei trece de valea umbrei morții? Cum vei trece de acest o oh, eșec iminent? Prin valea umbrei morții. Dar nouă ne este frică. Pentru că suntem obosiți, suntem frustrați și zicem, Doamne, nu mai am energie deloc. Nu vreau să mai fac deloc. Am renunțat complet. Nu mai doresc nimic. Renunț. Când aud astfel de lucru și din păcate foarte des, le spun bun, ia o pauză atunci, nu avem ce, să, nu avem ce să discutăm. N-am predici, sfaturi, la momentul acesta nu mai este nimic. Și așa a făcut și Neemia. Eu trimis acasă. Eu trimis acasă și o să faceți așa. Bun, ați obosit aici toți la zid. Medița acasă, dar vreau să apărați și să vă faceți zidul din fața casei, tot ce ține de voi în familia voastră. Odiniți-vă, dar încă să rămâneți în continuare în alertă și după aceea am venit și construim. Și au zis, am început să îi împart muncitorii și oamenii care trebuie să stea cu sabia. Dar erau unii care erau atât de plini de jet, de zel și plini de energie, au zis, nu, no, eu am și mistria și am și sabia. Așa sunt oamenii perspectivei. În alt mesaj, când cartene Nemia sunt cel puțin trei categorii de oameni în genul acesta. Și atunci trebuie să te raportez la nivelul fiecăruia. Trebuie să dai câte un sfat la nivelul fiecare, unde se află fiecare, din punct de vedere emoțional, de punct de vedere spiritual. Pentru că nu poți să dai o lege pentru toată lumea, te încadrezi bine, nu te încadrezi iar e bine. Pentru că Neemia ținea la oamenii de acolo. Dumnezeu ține la noi. Și atunci, pentru fiecare în parte, la fiecare nivel unde suntem noi, și de oboseală fizică, și de oboseală emoțională, și de eșec în viața noastră, Dumnezeu are un cuvânt pentru noi. Dumnezeu nu o să țină predici, pentru că niciodată peste rană, peste durere, peste eșecul tău, Isus nu o să vină cu o predicuță. Nici de cum. Lui întotdeauna îi pasă de inima ta El n-are interes să predice Interesul lui numărul unu este inima Pentru că perspectiva și paradigma lui Nu se schimbă niciodată Este un Dumnezeu neschimbător Paradigma lui este inima mea și a ta Să fie bine, să fie gata Să ajungă în împărăția lui Dumnezeu Asta e paradigma lui Dumnezeu Și atunci te ia în fiecare zi La ce nivel ești tu Și la ce nivel sunt eu și aduce vindecare și spune eșec. Ce înseamnă eșec? Eșec egal renunțare. Atunci este eșec în momentul în care renunți. Acela se numește eșec. Câtă vreme nu renunți, nu se numește eșec. A, că pe parcursul procesului ai mai schimbat din, din tactică, ai mai schimbat din procesul tehnologic, nu e nicio problemă. Dar nu renunța. Nu renunța. Doar când renunți, atunci se numește eșec. Atunci când vedem eșecul, începem să ne plângem. Începe să ne plângem de cei din jurul nostru, începe să dăm vina pe cei din jurul nostru. O, oh, dacă aș fi avut altă soție, ce bărbat aș fi fost eu. O, oh, dacă aș fi avut alt soț, wow, să vezi ce femeie puternică, să vezi ce familie, să vezi ce puteam, wow, ce copii puteam să avem, dar ăștia sunt cu de filă, ce să facem? și privești la ceea ce nu ai. Și de foarte multe ori avem tendință să privim peste gard. O, oh, dacă ar fi fost X, o, oh, dacă ar fi fost Y, Doamne, ce, wow, ce realizam împreună. Așa sunt ispitele celui rău. Și revin la ceea ce am spus la oboseală. În momentul în care emoțiile tale sunt atenuate, nu la nicio decizie. Și ai grijă cu afirmațiile din mintea și din inima ta. Pentru că acele afirmații la un moment dat se vor transforma în principii. Principiile alea sunt izvorâte dintr-o inimă rănită, din oboseală, din frustrare. Și dacă se vor forma în principii, îți va fi foarte greu să schimbi paradigma. Pentru că tu începi să crezi acele principii. Și când acele principii încep ușor, ușor să se sedimenteze, perspectiva de schimbare a ta și paradigma va fi aproape imposibil. Pentru că tu va trebui să-ți distrugi acele principii ca să o iei din loc. Este bine, este călduț. Și Petru a spus: Doamne, ce frumos e aici! Hai să facem trei colibe, Doamne! Să stai tu într să stai Elie, să stai noi. Păi, e superb, Moise, e super, trei colibi, e grozav! E atât de bine aici, e frumos aici! Petru avea a doua perspectiva aia și a zis: Asta este un loc confortabil. Nu s a gândit că era acolo, el, cu Iacov și cu Ion. Și mai așteptau încă vreo și opt în jos, în, 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 în vale. Hmm. Și Iisus zice: Nu, nu. Perspectiva de pe munte e superbă. Dar ia perspectiva aia și du-o jos în vale. Și ceea ce ai trăit pe munte, să trăiești în vale, acolo este maturitate. Atunci îți dai seama că tu ești cu adevărat matur și ești împreună cu Hristos. Pentru că principiile de pe munte au fost date ca să fie aplicate în vale, nu să rămânem sus pe munte. Principiile pentru luptă se dau în vreme de pace, nu vin în timpul războiului. Și unii vor să se specializeze în timp ce sunt în război. Când e cearta mai mare, atunci pun cărți ia să citesc eu, să vezi ce îi spun eu ei acum, să vezi ce îi spun eu lui. Nu mai e timp de cărți de citit despre oh, cum să-ți organizezi familia, cum să... nu mai e timp de așa ceva. Pentru că în vreme de război încep să aplici ce ai învățat pe timp de pace. Dar întrebarea este, oare când a fost pace, de ce n-am învățat pentru că mi-am făcut timp cu nimicuri. Pentru că nimicuri din viața mea au început să ocupe acel loc, acel spațiu din viața mea. Și am crezut că doar având acele nimicuri o să fac față oricărui război. Nici de cum. Nici de cum. Și a fost nevoie de un emie acolo care să treseze clar, foarte clar, să traseze lucrurile ca ei să nu privească eșecul în permanență. Și a început o reorganizare. A început o reorganizare. Dragii mei, dacă din asta aceasta plecați cu ceva, măcar plecați cu aspectul acesta. Eșecul vine doar atunci când tu renunți a mai lupta. Doar atunci vine eșecul. Diferența dintre câștigători și învinși este că primii văd eșecul ca fiind o retragere temporară. Ei au învățat să privească dincolo. A, nu a mers. Citeam despre Thomas Edison, care a inventat becul. Nu ăștia LED, că pe atunci nu se știa de așa ceva. cel cu filament. A avut peste 100 de, zicem noi, falimente. Dar el nu l-a lumit așa. O zis, am încercat de 100 de ori și de 100 de ori am văzut că nu iasă. Și de fiecare dată schimbam. A nu e și nici a 80 oară, nici o problemă. Nici a 99 oară. A, mai încerc ceva. Mai încerc ceva. Mai încerc ceva. Și dintr-o dată, wow, a funcționat. Dar dacă nu ar fi încercat de peste 100 de ori, de ca să stăm încă cu lumânare. Vine Naaman, generalul oștilor siriene. Vine la porocul Elisei și Elisei și zice nu te scaldă de șapte ori Iordan și o să fie ok. Și spune el, în mizeria asta de Iordan păi nu mă duc la mine ape curate, cristaline. Și spune, nu, nu e perspectiva. Pentru că tu te uiți că apa dă vindecare. Nu, 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 ascultarea va da vindecare. Și totuși încearcă și merge să pune acolo Iordan și iese a cincea oră, iese a șasea oară și zice, nu vindecat. Dar 95, de cinci ori de șase ori jumate, a sus de șapte ori. Dragii mei, cam în relația cu Domnul, cam aici suntem. Doamne, la vârsta asta, la rugăciunile care am avut, la cât am postit, mă așteptam să fie răspuns până acum. Doamne, mă aș fi să răspunsul tău să fie. Doamne, nu crezi că trebuia să? Și spune Domnul, nu, nu. Pentru că nu ai dus până la capăt. Eșecul intervine atunci când noi renunțăm. De fiecare dată când un câștigător este dobărât la pământ, cartea Proverbe 24, spune, se ridică. Se ridică. Doamne, suntem dobărți, zici, ule, mă, ne ridicăm. E bine să stai jos acolo, nu? E așa de bine că ești victimă. Și mi-a vin tot, o, vai, sora, cu cefa și cum e, și uh, să ne rugăm pentru tine, oare ce ai nevoie? Copiii cocoloșiți, bolnavii cocoloșiți în genul acesta, doar le prelungim agonia. Nu-i ajutăm, dragii mei. Da, este momentul, zis, zis Dumnezeu, zi, 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 ok, mănâncă și bea, punct, destul a fost o zi, două zile, mănâncă și bea, o și secat chiar ucherii. Doamne, stai puțin, sece acolo. Hai, 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 hai. Perspectiva nu este să simți să ai picnic continuu lângă pârâu. Nu e aia perspectiva. Paradigma lui Dumnezeu nu este că wow, să ai tu condiții să trăiești, să te dezvolți, wow, ce bine este. Nu. Paradigma lui Dumnezeu este transformarea ta și a mea. Aia e paradigma lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să o avem astăzi. Și Doamne Iisuse, nu mă interesează ce se întâmplă pe lângă mine. Eu vreau să am ce vezi tu în mine, vreau să văd și eu. Ce planuri ai pentru mine, vreau să le văd și eu. Pentru că planurile, spune, care le-am cu viră la voi, sunt despre moarte, despre norocire, nici de cum. Nici de cum și tot ceea ce permite Dumnezeu în viața noastră, ci permite un Sambalat, permite, permite un Tobia, permite amenințări chiar și din cei din de lângă tine. Domnul vrea să vadă, tu ești gata să privești prin paradigma lui? Ești gata? Să nu vă părăsiți deci încrederea voastră pe care așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Fii curajos, fii perseverent și vei reuși. Urmează un ultim factor care determină descurajarea și anume teama. E un lanț toate sunt legate unul de celălalt. Că dacă m-am obosit, dacă s-o crea frustrare din inima mea și dacă am falimentat, îi vine teama și sună, hmm, dacă, dacă, oare. Vesetul și Vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Ei vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și toți mucitorii de acolo auzeau lucrurile astea. De ce nu doreau dușmanii poporului să se construiască acele ziduri? de ce doreau să îi țină în acele dărâmături, fără ziduri? Invidie, manipulare, control. Asta face diavolul. Zaharia 2 vorbește despre Doamne cu Duhul tot ce sfânt, fă un zid de foc în jurul meu. Dar voce Nu, 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 imposibil. Păi dacă se întâmplă lucrul acesta, nu mai poți să-l te controlezi. Nu mai poți să te manipulezi. Și, dragii mei, asta urmărește diavolul în viața noastră: ca prin oboseală, prin frustrare și prin imaginea eșecului, să aducă frică, teamă, manipulare și control în viața mea. Și încep să devin o persoană controlată și manipulată de el, care niciodată nu o să-mi dea perspectiva cerului a împărăției. Niciodată nu o să-mi dea lucrul acesta. Niciodată nu o să-mi dea perspectiva voi termina zidul. Pentru că Neemia nu a venit doar pentru ziduri. A început cu zidurile. Perspectiva era, eu trebuie să termin templu. Eu pentru templu am venit. Perspectiva ta nu este ok, hai să am o zonă de confort pentru familia mea, nu. Eu vreau să-mi întăresc familia, vreau să-mi dezvolt familia. Dar cum îmi dezvolt familia? Păi în primul rând trebuie să-mi fac un cer de siguranță. Trebuie să-mi delimitez foarte bine unde e familia lui, unde e familia ei, cine poate să intervină la noi. Asta e zidul de siguranță care trebuie să-l formez sunt eu și cu ea și Geneza spune ok, ei devin, ei trebuie să devină un singur trup și trupul acela ca să meargă bine trebuie să-l feresc întâi de prădători și Neemia au zis ca să începem cu adevărat la lucrarea templului întâi trebuie să termin zidurile întâi trebuie să termin zidurile și trebuie să termin porțile nu termin comunicarea cu exteriorul, dar trebuie să fiu atent cine, cum, pe unde vine. A fost să întâmplă și în viața noastră. Eu am zid puternic în jurul familiei, dar am și uși pe care știu exact cine vine la mine acasă, cine intră în relație cu mine, cu soția mea și cu copiii mei, pentru că eu continui să veghez. Diavolul zice, nu, libertate, nu trebuie ziduri, să fie toată libertate. Se întâmplă ceva. Mai întâi au criticat pe iudei, apoi i-au amenințat. Dar descurajarea a mai venit prin cineva și spune așa. Iudeii care locuiau lângă ei, lângă cei care amenințau, lângă cei care... Uh, erau acolo lângă Sambalat și uh, lângă Tobia, au venit de zeci ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. Dar vreau să spun lucru, când petești suficient timp în compania unor persoane negativiste, te molipsește. Aia stăteau lângă ei, ei auzeau tot timpul și în urechile lor, dincolo de zi, tot timpul auzeau lucrurile acestea. Ai grijă cu cine te împrietenește. Ai grijă ce fel de oameni vin în familia ta. Ai grijă ce fel de oameni vin să te sfătuiască. Pentru că vin niște sfătuitori care doar aduc frică și spaimă în inima ta. Spun tot felul de lucruri rele, negative și te vor opri pentru că tu începi să vezi toată lucrarea prin perspectiva lor nu prin perspectiva lui Dumnezeu. Accentul. Au venit iudei că locheau în Ginei de 10 ori. Când oamenii încep și insistă în viața ta, stai departe de ei. Pentru că oamenii ei nu-ți vorbinele. Stai departe de ei, că oamenii nu-ți vor binele. Oameni care insistă să intre așa în sufletul tău, în groașe zidul ăla, că oamenii ei nu-ți vorbinele. Uitați-vă la atitudinea Domnului Iisus, sta la ușă și bat. Dacă îmi deschizi, dacă ești de acord să discutăm, eu îți vreau binele. Dacă tu ești de acord să discutăm, eu voi intra la tine, voi cina cu tine, tu cu mine și voi apărtășie. Oamenii ăștia care intră așa cu bocanci în viața ta și care insistă și încearcă tot felul de lucruri să te manipuleze, îngroașe zidul, că oamenii nu-ți vor binele. Oamenii care te iubesc îți vor respecta intimitatea. Oamenii care țin la tine, oamenii care vor să te ajute să crești, vor sta departe. Vor sta departe. Și vor fi acolo când tu vei cere ajutor. Nu o să intre peste tine, hai, 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 vezi că ai nevoie. Nu am persoane care îmi trimite un nime sau trimite, uite, frate, sună-l pe ăla și pe ăla că îl are nevoie de consiliere. Am zis, serios? Oare de ce nu știe că ai nevoie de consiliere? eu nu sunt pe eu văd că ai nevoie de consiliere. A, mă -i o familie care au dragii mei, voi toate să la în cabinet. Nu-i problema mea aia. Primul pas înspre vindecare, și care este? Să observ că ai o problemă. Primul pas, când te duci la Domnul, să-i spui, Doamne, sunt păcătos, nu știu ce să fac de aici. Doamne, sunt astăzi aici și au venit oboseală, eșec, frustrare, teamă în inima mea, nu știu că o să o iau. De atât are nevoie Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă că ea e deschis și Doamne sus vino, eu nu știu unde să merg mai departe. Dar spune sus nicio problemă. Mergem împreună. Oamenii care te iubesc nu o să aducă amenințări asupra ta. Nu o să insiste, hai într-o relație cu mine, hai făcutare, hai făcutare. Nu vor insista. Oamenii care fac asta sunt oameni periculoși, dragii mei. Când a ascult pe cineva spunând de mod repetat, nu se poate face, dacă tu nu știi cine ești, vei renunța. spre slava Domnului eu spun, pe mine m construit un pic altfel. Cu cât îmi spui că nu se poate, că totul mă mai mult să fac. Dar nu toți sunt construiți așa. Și unora care le spui, bă, nu se pănare, se, nu cred că o să meargă. Îți spui o dată, de doi de trei ori, și începe să vină, bă, dar chiar crezi așa? Și bă, aveam eu doi ani, că ai venit și tu acum, că mi sus, să știi că poate că aceasta să nu meargă. Și de dată când mă gândesc la lucrul acesta, mă gândesc la acel experiment cu o maimuță. O luat o maimuță și o închis-o într-o într într cușcă. După două, trei săptămâni, le deschis ușa. Și a zis, gata, poți să plece. N-a plecat niciunde. A rămas acolo, cu ușa larg deschisă. S-a întâmplat ceva. După un anumit timp, o a dus o altă maimuță și o băgat -o la aceeași cușcă. Și maimuța, maimuța nouă, imediat a vrut să iasă pe afară. Cealaltă o nu, 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 trebuie să vii aici, să stai aici. Cea veche a fugit după cea nouă și o luat-o și o băgat -o în cușcă. Și zis, aici trebuie să stăm. Cu ușa le-ar deschisă. De atâtea ori ne face diavolul lucrul ăsta. Îl câne, ține, au, doar aici să stai. Asta e căsuța ta. Păi te-au zis, aveam libertate uh, de mișcare. Nu, nu, nu. Asta e, aici este. Asta e cușca ta. Și ne învârtim acolo ca un leu de la zoologică și zicem, vai ce bine este. Slavă Domnului. Avem de mâncare, avem ce să bem. Wow, grozav. Îmi vine în minte acum o altă poveste reală în care un vânător a găsit un, un ou de, de vultur și a dus acasă, avea o cloșcă de pui, l-a pus acolo frumos și a început să, să crească. Și puiul ăla, el a început să mănânce grăunțe, așa, ca și găinile. Și s-a dezvoltat, s-a dezvoltat și nu a zburat niciodată. De ce? Că o printre găini nu printre vulturi. Și încep să te asemeni cu cei cu care încep să te întovărășești. Perspectiva lui Dumnezeu pentru el era înălțim, pe stâncă, în... pe cer frumos. Dar el s-a limitat la o cușcă și să mănânce. Că în fiecare dimineață avea mâncare pregătită și apă. Dar asta nu era pentru el, asta era pentru găinii. Pentru vulturi era altceva pregătit. Dragii mei, pentru noi Dumnezeu a pregătit altceva. Aveți grijă cu cine vă întovărășiți. Pentru că genul ăsta de oameni Poate să frate, și în biserică, cum să spui, ai grijă. Poate că vorbim de și din afară. Nu, nu, nu. Sunt iudei aici, printre noi. Oameni care cred că îl știu pe Hristos. Oameni care cred că au viziunea de dezvoltare și totul spun, nu se poate. Doar să-i nivelul, la nivelul să te să rămânem, nici de cum, nici de cum Dumnezeu a pregătit cerul pentru mine. Nu există o limită, nu există o limită în care eu pot să mă dezvolt, în care eu pot să cresc. Ar vrea să închei Poate că ai impresia că nu e suficient de capabil pentru anumite responsabilități. Poate îți că nu rezist sub presiune. Poate te confrunți cu teama că trebuie să fii perfect. Trebuie să fii perfect. Teama te descurajează întotdeauna să fii sigur de asta. Deuteronom 31, versetul 8. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Pentru că unde dorește Dumnezeu să te ducă, El deja a fost. Pentru că El nu are început și sfârșit, El nu, are, El nu este limitat de timp. Unde dorește Dumnezeu să te ducă, El deja a fost. încrede te în El. încrede te în El. Schimbă-se perspectiva. E varie, e frumos, e plăcut afară. Vacanță. Dar vine cu adevărat vremea. Știu eu, septembrie, octombrie că lucrurile vor intra iarăși în acea rutină. Servici, casă, școală, gădiniță, iar biserică și... Dar în toate astea, gândește-te la perspectivă, gândește-te la paradigmă. Tu nu doar duci copiii la gădiniță sau la școală. Tu nu doar vii la biserică pentru că așa trebuie să vii duminică la biserică. Tu nu ești acasă și ai o soție și un soț doar pentru că asta e vârsta, asta e timpul și normal trebuie să se întâmple așa. Nici de cum. Perspectiva lui Dumnezeu pentru soț și soție este să devină una, să se dezvolte, să crească, să închege tot mai mult și acea fune pe tine care nu se rupe ușor și împreună să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Pentru copii este la fel. Nu doar fac asta, doar să le ofer anumite condiții. Nici de cum nu ai perspectiva să o ducă bine. Dragii mei, să nu aveți perspectiva asta la copii. Trebuie să o ducă bine. Nu, de ce să o ducă bine? De ce trebuie să o ducă bine? Schimbați perspectiva, prin schimbați-vă, dragii mei, această paradigmă și vedeți. Copilul ăsta trebuie să ajungă imaginea lui Hristos în el. Și atunci tot ce, ceea ce fac eu, indiferent de educație pe care o dau, indiferent ce fac eu cu acel copil, trebuie să am în vedere perspectiva lui Dumnezeu. Cerul. Cerul. Pentru a să ne luptăm. Dumnezeu să ne ajută să ne dea înțelepciune, putere, răbdare și călăuzire în toate deciziile noastre. Amin.